Fraților, Doamne ajută, trebuie să vă spun cu părere de rău că predica înregistrată video din livestream-ul pe care l-am făcut mai devreme astăzi nu este valabilă din cauza că telefonul s-a închis datorită căldurii și n-am putut să înregistrez video. Din fericire am înregistrat audio și avem predica de astăzi, duminica 11 după cinzecime, când s-a citit pilda datornicului nemilostiv. Doamne ajută și iertați! Multă sănătate! Apostoli Sila, Silvan, Crescen și Antonii, a căror pământ să rușim, fără simților ierarhi al Maximovici, în chiar mărturisitorul și mecanic de Ihina, făcători de minuni, cu ale simților drepților Dumnezeu și părinții acum și Ana și pentru ale tuturor simților, să ne miliască, să ne crească pentru noi, ca un bun și oameni post închinat Maicii Domnului, care se sfârșește cu marea sărbătoare închinată Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului. Acum începe postul cu adevărat, dragi. Și fiindcă începe postul, așa după cum v-am obișnuit, vă propun o tematică, să zicem, la care să meditați, la care să vă gândiți și care, bineînțeles, o puneți în practică pe timpul acestui post și tare m-aș bucura să aibă consecințe și mai departe, bineînțeles, pentru întreaga viață. Noi în viața aceasta, dragii mei, trebuie să ajungem să ne mântuim cu darul lui Dumnezeu. Mântuirea este echivalent și cu acest lucru, și anume să ajungem asemănarea lui Dumnezeu. Suntem chip al lui Dumnezeu prin creații, creați fiind de Dumnezeu, cu ajutorul părinților, dar trebuie să ajungem la asemănarea lui Dumnezeu. Astăzi vreau să ne focalizăm atenția asupra trei lucruri care, să spunem, îl descriu pe Dumnezeu. Țineți minte. Îndelung răbdător, mult milostiv și lesne iertător. Sfânta Evanghelie de astăzi îmi dă mie posibilitatea să vă vorbesc despre aceste lucruri. Dacă Dumnezeu este mult milostiv, îndelung răbdător și lesne iertător, și noi trebuie să ajungem asemănarea lui Dumnezeu, înseamnă, dragii mei, că noi trebuie să fim atenți la aceste lucruri și să le regăsim în viața noastră. Și atunci apare întrebarea, suntem noi milostivi? Suntem noi răbdători? Suntem noi iertători? Sfânta Evanghelie de astăzi, dragii mei, arată și ne descrie cu adevărat că Dumnezeu ne cere în mod expres lucrurile acestea. Iată ce spune Evanghelia, că împărăția lui Dumnezeu asemănată sau cu un împărat care a făcut socoteală slugilor sale. Adică îi ia la rând pe toți să vadă dacă și-au împlinit datoriile sau nu. În acest împărat, sau acest împărat îl descrie pe Dumnezeu, dragi. Iar slugile care sunt chemate la socoteală nu sunt altceva decât noi oameni. Iar această socoteală este judecata lui Dumnezeu. A doua înfricoșătoare judecată a lui Dumnezeu. Și spune că făcând această socoteală, găsește pe o slugă care era dator cu 20.000 de talanți. Sau 10.000 de talanți. Talantul, dragii mei, era o unitate de măsură a un fel de monedă în aur. Era foarte scumpă. Deci, o datorie imensă. Foarte, foarte mare.
și pentru lumea de atunci și pentru zilele de astăzi. Și cheamă pe această slugă împăratul și spune, tu ai această datorie. Eu trebuie să mă recuperez această datorie de la tine. Și ce voi face? Îți voi lua tot, toată averea care o ai, pe tine, soția ta și copiii tăi, îi voi vinde ca sclav și îmi voi recupera din bani. Dragii mei, această pildă este spusă de Dumnezeu întrupat, de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a trăit pe pământ atunci, în Antichitate. Și în Antichitate, știți bine, la baza societăților de atunci, mai ales a Imperiului Roman, era sclavia. Și atunci când cineva ți era dator și nu puteai să-i dai înapoi, n-avea ce să ia de la tine, te lua pe tine ca și sclav. Și ori te folosea la muncă, având drept asupra ta total și asupra vieții tale, ori te ducea în piețe care, unde se puneau așa ca produsele oamenii, sclavii, și treceau fel de fel de oameni și își alegeau cumpărându-i și negociau la preț. Ei, așa a spus împăratul din Evanghelia de astăzi. Te voi vinde, îți voi vinde totul, pe tine, femeia și copiii tăi, și îmi voi recupera din bani. Atunci acest om cade în genunchi și se roagă și îi spune împăratului să îl mai îngăduie că îi va plăti tot. Împăratul, dragii mei, s-a făcut milă de acest om și nu numai că l-a îngăduit să nu-i plătească atunci datoria, ci i-a iertat toată datoria. I-a iertat toată datoria și l-a eliberat la casa sa. Sfânta Evanghelie spune mai departe că acest om, mergând, se întâlnește cu un alt om care avea la el datorie, 100 de dinari. 100 de dinari, dragii mei, era o sumă mică vis-a-vis de un talent de aur. Dacă e de 10.000 de talent. Din altă Evanghelie ne aducem aminte că un dinar era plata pe o zi a unui muncitor. Calculați dumneavoastră cam cât ar fi în ziua de azi 100 de dinari. Talanții erau câteva, un talent era câteva sute de dinari. Și iată, dragii mei, că îl vede pe acesta, îl ia de gât și începe să-l zdrunce și să-l spune, dă-mi datoria ta, cei 100 de dinari. Acela a spus, nu am de unde să-ți dau, te rog, ai milă de mine și mai îngădu-mi cât voi plăti. Omul acesta, în schimb, dragii mei, nu a avut milă de datornicul său, ci l-a luat, l-a dus în fața judecătorului și l-a băgat în închisoare. Alți oameni care au văzut ceea ce s-a întâmplat și au auzit cum a fost iertare împărat, s-au dus la împărat și a spus, iată ce s-a întâmplat cu omul care tu i-ai iertat 10.000 de talanți. Împăratul s-a mâniat, l-a chemat din nou la judecată și a spus, bine slugă viclean, eu ți-am iertat 10.000 de talanți. Tu nu ai putut să ierți soțului tău sau celui apropiatului tău acei 100 de dinari. Pentru aceasta, luați-l, pedepsiți-l, luați-l tot și băgați-l în închisoare. Și Mântuitorul, dragii mei, după ce a spus această pildă, spune la sfârșitul ei, așa va face și Tatăl meu celor care nu iartă din inimă aproapelui său. Iată, dragii mei, că în această Evanghelie am auzit aceste cuvinte, că a avut milă de el. Sau sluga cealaltă, ai milă de mine și mai îngădu-mi că îți voi plăti. Și am auzit și aceste cuvinte. Cine nu va ierta din inima propriului său, Tatăl îi va plăti tocmai ca celui din Evanghelia de astăzi. Iubiților credincioși, noi, mergând pe calea aceasta mântuirii, așa cum am spus, trebuie să ne apropiem cât mai mult a fi asemenea lui Dumnezeu. Adică firea noastră de om, trup și suflet, trebuie încet, încet să o modelăm cu darul lui Dumnezeu și cu voința noastră, astfel încât noi să devenim oameni milostivi, iertători, răbdători. Dar lucrul acesta, dragii mei, trebuie la un moment dat să ajungă ce înseamnă să ne schimbăm firea. Trebuie să fie ca un izvor, să izvorască din noi, să fie eu-ul nostru. Și așa ne-am schimbat firea și începem să devenim asemănarea lui Dumnezeu.
De exemplu, un om care vine la mărturisit, poate duhovnicul îi dă un canon, fii atent să faci milostenie. La cât, la săraci sau la orfan și așa mai departe. Ai grijă să ierți aproapelui tău și celelalte lucruri, să fii răbdător. Tu o faci de gura duhovnicului, fiindcă a spus și trebuie să iert persoane X cu care sunt certat. Am iertat-o, mi-am cerut de 3 ori iertare, cum e tipicul, celălalt m-a iertat sau nu m-a iertat, rămâne el cu păcatul, dacă tu ți-ai cerut, și eu merg mai departe, dar nu sunt atent și data viitoare mă cer cu altul, mă cer cu altul. Asta înseamnă că firea noastră nu s-a schimbat. Am iertat doar atunci, dar nu ne-am schimbat firea. Cum se schimbă firea umană, dragii mei? În primul rând se schimbă cu ajutorul lui Dumnezeu. Fără ajutorul lui Dumnezeu, noi oameni, dacă n-ar fi darul lui Dumnezeu, noi oameni am devenit asemănare diavolului. Prin harul lui Dumnezeu, prin darul botezului, prin tainele bisericii, darul Dumnezeu ne ține să nu ajungem în acest lucru, în acest loc. Deci, în primul rând, trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute să mergem pe această cale mântuirii. În al doilea rând, și aici vine partea mai a noastră și anume, trebuie să avem o atenție la noi înșine, dragii mei. Nu indiferență, nu aceste cuvinte care le aud de foarte multe ori, chiar și în viața monahală, așa sunt eu și ăsta sunt și gata. Păi știu că așa ești. Vrei să rămâi așa, rămâi așa. Înseamnă că tu nu vrei să te mântuiești. Așa sunt eu acum, da, dar vreau să fiu altfel. Vreau să mă schimb. Vreau să fiu chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, trebuie să ai voința, conștiința asta și voința că vrei să te schimbi. Și apoi, dragii mei, începe o atenție la tine însuți. La început este destul de greu. Mai ales când firea este o fire puternică, adâncită în neiertare, în răutăți, în nemilostivire, etc., etc. Mă refer doar la aceste trei, că spectrul este mult mai mare. Este greu. Dar măcar începe cu acest lucru seara, înainte de m-a culca și mă întorc către icoana Mântuitorului și zic o rugăciune printre care și Tatăl nostru, când ajung la cuvintele și iartă-mi, Doamne, păcatele, greșelile mele, pe cum și noi iertăm greșelilor noștri, măcar atunci să-mi fac un proces de conștiință, să spun, iată, sunt iertat cu X, sunt cu Y, nu m-am iertat, portură, Doamne, iartă-mă și ajută-mă să pot să fac acest lucru. Este un început. Asta arată în fața lui Dumnezeu și a noastră înșine că suntem conștienți cât de cât de acest lucru. Nu indiferenți. Apoi, impunerea aceasta, mâine vreau să nu mai greșesc atât de mult. Să nu mă mai cer, să-mi țin gura, să am răbdare. Că se leagă între ele, dragii mei. Răbdarea cu iertarea cu mila. Și atunci când la servici sau la școală sau între părinți, între soți sau între copii și părinți apare o situație de tensiune, îmi impun să tac la un moment dat. Eu cel mai ușor. Sau îmi impun să vorbesc altfel, să nu mă răstesc. Să vorbesc mai calm, mai liniștit. Dragii mei, lucrurile acestea sunt exerciții duhovnicești care trebuie făcute. V-am spus altă dată, așa cu câtă atenție învață un copil matematica, calcule, că dacă le învață greșit, greșit va pricepe și nu-i va ieși să aprofundeze matematica sau un alt obiect, așa este și partea aceasta duhovnicească. După care, încet, încet, dragii mei, veți vedea, punând în practică acest lucru, că începe să-ți fie drag de starea în care ești. Căci darul lui Dumnezeu lucrează și te schimbă. Și îți va fi mult mai drag și îți va începe să-ți placă liniștea, să-ți placă să nu mai țipi, să nu mai răspunzi cu ură, să ai răbdare. Ca dacă îți spune cineva cuvinte urâte, de fapt mintea ta să fie fie la o rugăciune, fie la lucruri frumoase, și interiorul tău devine un interior liniștit, o pace. Vedeți dumneavoastră la Sfânta Liturghie și la alte slujbe, auziți de multe ori, pace tuturor.
Nu numai pacea aceasta versus război, așa, comună. Este vorba de pacea lui Dumnezeu, care este o pace interioară. O liniște în privința patimilor. O liniște în privința aceasta a răbdării, a milei, a iertării. Asta este pacea dumnezeiască. Și de aceea, ca o paranteză, spun, se spune că, vedeți, că în lume se va propovădui peste tot pacea, pacea, pacea. Dar nu aceea este pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu este schimbarea omului din interiorul lui. Nu din a face niște pacturi între niște țări, niște state, și aceea este pacea. E o formă de pace. Pacea fără Dumnezeu nu este, de fapt, o pace. Vedeți, dumneavoastră, cum spun și acum, și o spuneau de peste aproape 100 de ani, marile puteri. Trebuie să ne înarmăm fiecare cât mai mult ca să păstrăm un echilibru în lume. Adică o pace în lume. Iată ce pace se provodește umană. Dorința de dominație duce la o înarmare și o relativă pace. Dar pacea lui Dumnezeu nu este aceasta. Pacea lui Dumnezeu este ca omul să se vindece de patima dominației. Să ajungă omul la conștiința că pământul și oamenii sunt al lui Dumnezeu. Nu este a unei țări care are o putere economică și se înarmează și atunci comandă alte țări. Deci acolo ar trebui să ajungă omul. Să creadă în Dumnezeu cel adevărat și prin credință să își scoată patima aceasta dominației și atunci nu va mai fi nevoie de războaie. Dragii mei, cine încearcă să meargă pe această cale și să fie atent, acela încet, încet capătă și începe să guste din această pace. Începe să se transformă dintr-un om trupesc, material, abțăgos, într-un om duhovnicesc, desprins de lumea aceasta, un om care are o pace, care știe să ierte, care este milostiv, care nu suferă atunci când trece printr-un necaz, fiindcă El nu este din lumea aceasta. Voi nu sunteți din lumea aceasta, spune Mântuitorul Sfântului Apostol. Ci eu v-am ales pe voi din lume. Despre milostenie, despre îndelungă răbdare, despre iertare, dragii mei, găsiți o grămadă de scrieri duhovnicești ale Sfinților Părinți. Eu, așa cum v-am spus, fiindcă începe postul Maicii Domnului, Maica Domnului, care la rândul ei este un model a femeilor de răbdare, de milă, de iertare, de răbdare. Atunci încercați postul acesta să măriți atenția pe aceste trei subiecte măcar. Și căutați în fiecare seară când vă faceți rugăciunile, mai ales rugăciunea de seară, care scoate în evidență acest lucru, care este ca o mărturisire, să vă analizați. Eu am fost milostiv, eu am fost răbdător cu cei din casa mea, din jurul meu. Eu am iertat pe toți. Legat de milostenie, dragii mei, milostenie are multe forme. Ea nu este numai că am ajutat pe un sărac sau am ajutat o biserică în construcție. Milostenia, dragii mei, merge până acolo încât îți transformă modul de a gândi. Și v-am spus la mulți, atunci când cineva îți greșește, vorbește urât, te rănește, îți face ceva rău, tu ca și creștin trebuie să ajungi la acel mod de gândire care înseamnă un mod de gândire milostiv, și anume să ai milă de el. Nu ură, nu răzbunare, nu judecată, ci să ai milă de un astfel de om. Doamne, și aceasta este o creatură a Ta. Și v-am spus cum să priviți astfel de om. Rău, dragii mei, este doar diavolul. El este răutatea. Oamenii sunt mai slabi sau mai puternici duhovnicești. Și când un om este mai slab, gândiți-vă, faceți o paralelă cu slăbiciunea trupească, adică cu boala. Când este un om bolnav, ai milă de el. Doamne, e bolnav. E la fel și cu oamenii bolnavi sufletește. Un om răutăcios, integrant, un om care înjură, un om care blesteamă, și așa mai departe. Nu este rău el, ci diavolul, profitând de slăbiciunea lui, face să se manifeste în acest fel. Tu, dacă te răzbuni pe el, faci o mare greșeală. Că, de fapt, diavolul l-a invitat. Tu doar trebuie să ai milă. Doamne, ajută-l că nu o înțeles ce este viața.
nu te-a cunoscut pe tine. Poate n-a avut șansa, poate nu l-a învățat nimeni, poate a fost orfan sau crescut niște părinți la rândul lor care au fost la duhovnicește. Și atunci începi să te rogi pentru el și ai milă de el. Gândiți-vă, dragii mei, astfel la ce mod de gândire trebuie să ajungem noi, cei care numim creștini ortodoxi. Până acolo trebuie să meargă mila noastră, de a privi pe toți care ne fac nouă rău cu milă. Și chiar mai încolo, și de fapt din milă începe să se nască iubirea. Și de aici vedeți că când zice Dumnezeu că trebuie să iubim și pe vrăjmașii noștri, cum adică să iubesc pe vrăjmașii noștri? Nu înțelegeau romanii. Ce spuneți voi pe dușmanii noștri să iubim? Ce e religia asta, creștinismul vostru? La tortură cu voi. Ei, tocmai că lucrurile merg pas cu pas și având milă de un astfel de om, începi să-l iubești. Să începi să-l ajuți. Fie ocolindu-l ca să nu-i dai privești de ceată, fie ajutându-l, iertându-l și așa mai departe. Și închei, dragii mei, cuvintele de astăzi, printr-o pildă, să vedeți o formă de milă. Într-o familie, tatăl cu fiul, fiul se căsătorește. Își ia o soție și o aduce în casa tatălui. După un timp, soția începe să fie tulburată, necăjită, oftoroasă și cere. Băiatul și spune, eu nu mai pot să trăiesc cu tatăl tău în casă. Faci cum știi și îi spui să pleci, dacă vrei să mai fim împreună. Băiatul era necăjit, era supărat. A mai răbdat un timp, la un moment dat n-a mai putut din cauza soției și spune tatăl, tată, uite, soția îmi cere acest lucru. Nu, eu nu m-aș despărți de ea. Fă ceva, dar trebuie să pleci. Tatăl nu se opune, îi spune, bine, fiule, dă-mi timp să-mi strec câteva lucruri, dar am o rugăminte, să mă conduci pe mine până la un loc. Băiatul a rămas surprins că tatăl nu s-a opus, nu a fost, să spunem, marcat de acest lucru și i-a împlinit dorința. Și după ce și-a luat câteva lucruri, au plecat împreună pe un drum și s-au oprit pe o înălțime, de unde se vedea și casa. Și acolo tatăl îi spune, până aici, de acum plec singur. Dar fiul îi spune, tată, dar de ce nu te-ai opus? Mă așteptam să spui, să mă acuz, să faci ceva. De ce ai acceptat atât de ușor și de ce să te conduc până aici? Și tatăl îi spune, vezi, fiul meu, când eram și eu tânăr, la fel am cerut și eu tatăl meu. Și l-am condus pe tata până aici. După care tata a plecat, eu mi-am dus viața și acum plătesc ceea ce am făcut eu tatăl meu. Când a auzit copilul acest lucru, dragii mei, a fost atât de marcat încât l-a luat pe tatăl la casă și a făcut în așa fel încât să poată să trăiască împreună și cu tatăl și cu soția. Vedeți, dragii mei, o altă fațetă a milii. Copiii să aibă atenție și milă de părinți, chiar dacă la un moment dat vine bătrânețea care nu este atât de frumoasă și cu neputințele ei, că la un moment dat nu se știe că și noi putem să ajungem și ajungem la mila celorlalți în jur. Ce faci tu în jur, aia și Dumnezeu te va binecuvânta. Iertați și veți fi iertați. Fie ca acest post și Maica Domnului să ne ajute, meditând la aceste cuvinte, citind despre acestea și punându-le în practică. Dumnezeului nostru vine slavă, cinste și împlinire vecii vecilor. Amin. Sper că nu mai trebuie să vă readuc aminte. Postul Maicii Domnului este post, așa se numește, postul rupt din postul Paștelui. Se spune că în vechime era împreună cu postul Paștelui, dar fiind prea mare postul Paștelui, s-a mutat acum Maicii Domnului. Adică este același tipic. De luni până vineri se mănâncă după amiază fără ulei, sâmbătă și duminica se dezleagă la un de lemn și un pic de vin. O singură dată se mănâncă în acest post pește și anume de schimbarea la față. În rest, asta e cu mâncarea. În rest, ce înseamnă post cu simțurile, cu auzul, cu văzul,